Anemarie și Cătălina, am zis să arătăm și altceva la televizor, că work, 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 work. N-am mai să toată lumea e pe el, să mai și... Îi apreciem din mai multe motive. Unul, pentru că noi avem aici o podea foarte sofisticată, adică ei dansează pe trei suprafețe diferite, lemn, sticlă și sticlă cu murdărie. Aplauze pentru cei doi copii! Bună dimineața! Vreau să ne explicați și nouă, celor care nu ne pricepem, ce am văzut aici. Adică dânsul ce era, lebă 2, soldat, nufăr... Ce personaje sunteți? Clovd. Clovd! Am înțeles. Și explicăm un pic mersul. Deci la un moment dat el s-a ascuns de tine, nu? După mine acolo. Eu chiar am strigat, lupul, lupul. Dar n-am știut că e clovd. Și după aia te-a găsit, nu? Da. Și după aia v-ați luat la... Urmărit. Am înțeles. Câte kilograme ai? 26. Aici să te oprești până la 26 de ani. Domnul Clovn, domnul Lupu, aveți și copii în platou care se pregătesc acum de următorul rol. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum poți să o ridici? N-ai cu mult mai multe chile decât... E greu? Nu. Te-ai antrenat? Da. Ai forță în brațe? Da. Să o ridici din balamale? Nu. Am înțeles. E foarte tare ce faceți, să știi. Bine, mai puțin faptul că porți colanți, dar asta este treaba părinților tăi. Trebuie să discutăm despre asta, da? Așa e meseria asta, n-am ce să fac. Și eu trebuie să port fața asta și nimeni nu zice, bă, dă-o jos. Și uite, mă fac de râs zilnic la televizor. O să vorbim cu Ana despre... Era cu voi? Nu. No. Să-i zic ceva? Nu. No. Sigur? Sigur. Nu? No? Bine, treaba voastră. Oana Ioniță și Odrazla din dotare. Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ai găsit copiii? Ei m-au găsit pe mine. Ok. Și apoi am descoperit talentul din ei. Noi am făcut astăzi primul padiodeu din Arlechinia, dar ea are 8 ani și o performanță să facă pe poante acest padiodeu. În primul rând un padiodeu și în al doilea rând să-l facă și pe poante. Auzi, bravo! Și felicitări lor pentru că au obținut niște premii foarte frumoase în acest weekend. Ea a obținut, sunt două fetițe în România care au luat balerina de aur. Uh-huh. Și ea este una dintre ele. Și okay. O să plece la Viena și o să reprezinte România. A obținut și o bursă de 500 de euro și el a câștigat dansatorul de argint. Du-te-mă de aici. Da, deci sunt niște copii foarte valoroși, să zic așa. Adică, și nu zic numai părinților sau noi, ci zic și azi. Dă-mă un pic că mi-am adus aminte. Anemarie, te rog eu mult de tot. Avea o cremă, Oana, ți-a dat cu o cremă pe tine, să-mi dai și mie să-mi dau pe față că îmbătrânesc aici. Ți-a dat cu niște cremă, nu? Dintr-o cutie? Nu, este sacâz. Cu sacâz te-a dat, dar ce ești tu, vioară? Și unde ți-a dat, ia? Pe poante. Păi ce ți-a dat? Poante. Unde? Pe poante. Păi cum să-ți dea dragă cu sacâz pe poante? Pentru ce? Ca să nu alunec. Aia, ca să nu aluneci? Ia dă-mi încoace mie microfonul.